Doamne și domnule, bine v-am regăsit! E cazul să povestim astăzi nu despre breaking news-uri, ci despre fake-uri și egalitate. O să fi se pară subiectul ciudat, dar nu-i ciudat în România deloc. Ați văzut că a ieșit străinul Cercel, marele partener al lui Firea, Marea Firea, să ne spună nouă, printr-un document, culmea, că ar trebui să ne luăm bătrânii și să-i ducem undeva, nu se știe unde, un fel de vacanță mare și o intitula el compunerea, dar a fost destul ca să pună întreaga țară așa într-un breaking news de la tâmpit. A ieșit președintele și a explicat, ca să înțeleagă toată lumea, că planul al lui străinul Cercel este o măsură aberantă, inacceptabilă, totalitară, și n-are nimic de-a face cu autoritățile care, într-adevăr, gestionează criza asta a noului coronavirus. Dar până să iasă președintele, o mulțime de televiziuni au profitat de criza asta din interiorul crizei și au indus ideea că ar fi posibil. Mă uitam la două, trei televiziuni, alea care au așa probleme cu ideologiile astea pro-europene și nu venea să cred. Bă, n-au întrebat pe nimeni. Au adus tot felul de, de, pensionari, de bună credință, în mod evident, de la tot felul de asociații de pensionari care stăteau acolo și turbau între plâns și furie cum că vai săraci vor fi duși. Asta este un fake news instituțional. Pentru că străinul Cercel deține o funcție de primă importanță în tot ceea ce înseamnă gestionarea coronavirusului, dar nu funcția de uh, proiectare a strategiei, nu funcția de comunicare a strategiei. Și de ce sunt posibile toate chestiunile astea? Pentru că noi încă nu ne-am aranjat democrația. La noi țara asta, sau democrația asta, e un fel de casă în care ne-am mutat de curând. Și acolo să, uh, era să zic uh, pachetele cu cărți, plasele, saci cu cărți. Nu-i cazul în România să vorbim de cărți. Dar acolo sunt vasele de nu știu care, dincolo într-un ambalaj în mașina de spălat, dușul încă nu l-am montat, ne spălăm la Ligian, n-am pus nici, uh, cum se numește, chiuveta la baie, și ne spălăm la pârâu sau cum mai plouă. Ceva în genul ăsta e democrația la noi. Pur și simplu nu e aranjată. Noi nu avem în democrația asta o bucătărie, un living, un dormitor, dormitorul copiilor, un hol, o baie și în o baie sau un dressing. Nu, noi nu avem. La noi totul de valma. Și aici ajungem la ce? La egalitate. E o poveste tristă și nu o să vorbesc despre comunitățile care s-au luat la bătaie cu polițiștii. Astea trec. Și poate că ar trebui acum să se gândească de 10 ori mai mult parlamentarii că ar trebui totuși un statut al polițistului care să-i dea acele puteri ca atunci când e atacat să nu-i tremure uh, uh, mâna gândindu-se apoi mai bine dă la cu sapa în cap că dacă îi fac ceva tot eu intru în belele. Da. Despre egalitate. Grup for Media. Un medic rezident de la Spitalul Județean Iași acuză lipsa echipamentelor de protecție și susține că asistenta șefă i-a transmis că n-am să stric un echipament de 100 de euro, de 100 de lei pentru un rezident. Este incredibil, bă. Este incredibil. Vine asistenta șefă și îi spune unui medic rezident că, băi, echipamentul ăsta costă 100 de lei și în plină criză de nou coronavirus nu o să-l stric pe tine pe păi medici ăștia rezidenți nici n-ar trebui să fie obligați să meargă la spital. Că până la urmă, și în spitalul ăla trebuie să ai o anumită experiență. Mai ales într-o într pandemie, dacă o luăm așa. Trebuie să știi ce să faci. Trebuie să ai niște ierarhii bine stabilite pe care noi nu le avem. Egalitate, da? Și mergem mai încolo la egalitate. Deci pentru medicul rezident, n-a fost bun un echipament de 100 de lei, da? Dar... Pimen de la Suceava a fost dus la București cu un elicopter. Și au zis, domnule, dar nu avem infirmiere, nu avem brancadier, nu avem condiții, nu puteam risca în cazul înal Sfințitului. cinei dar cine-i ăsta? Putea, pute să duceți la Iași, nu? A trebuit nu la București. De ce? În Sfințitul ăsta este un tip ăla care blăstăma Uniunea Europeană. Dar de ce blăstăma Uniunea Europeană Pimenuare? pime blăstăma Uniunea Europeană pentru că, e adevărat, pentru el Uniunea Europeană e mai rea ca uh, regimul comunist, pentru că regimul comunist da? O, pe păi, regimul comunist i-a dat niște înlesniri de trai pe care nu le aveau decât ăia, da? A colaborat cu fosta securitate. Sidorovici era numele lui, Petru era numele lui. A fost trimis în America să vadă cei pe acolo, a fost trimis în Israel să vadă cei pe acolo, a fost trimis în Germania să vadă cei pe acolo și să dea cu subsemnatul. Și acum Pimen vine nou să ne spună că, domnule, dar vă învăț eu cum trebuie făcută democrația. Și oamenii ăștia vin să ne spună că Pimen, în mod evident, trebuie dus în al prea Sfințitul, mult prea în al preasfințitul, da? trebuie dus cu elicopterul la București. Lângă el au mai pus un tânăr de 45 de ani. Dar eu întreb, câți medici infectați dintre cei care au murit? Brancadierul ăla de la, de la Mureș, de la Suceava sau de unde mai fi murit? Din personalul medical, pe cât ați dus, pe cât ați dus la București cu elicopterul ca să fie salvați? Pimen are toate ingredientele pentru a fi un om de succes în statul român de astăzi. Securist, anti-european, băgat acolo cu tot felul de codiții ale dracului prin politică, da? funcție în Biserica Ortodoxă și totul este un bloc. O întrebare de la, din Republica, da? Republica de la Aurastan. Pentru părinții mei simpli, agricultori din Suceava, s-ar fi ridicat vreodată elicopterul? pentru Pimen s-a ridicat. Anul trecut s-a ridicat pentru un domn senator care avea diaree și a trebuit să-i fie tratată diarea nu la Suceava, la București. Pentru că sunt prea mici pentru orașele astea mici. Sunt oamenii aia care și-ar dori undeva Bucureștiul să aibă vreo 50 de milioane de locuitori, să fie televiziuni care să poarte numele lor, să fie bulevarde care să poarte numele lor să fie totul făcut pentru ei. Ce diferență o fi între ăla cu diarea de anul trecut, dus cu elicopterul la București, să-i oprească tranzitul intestinal, diabolic, nu-i așa, printre meandrele concretului acolo în burtă, și cu ăsta, cu pimen, n-a nimic cu omul. Din punctul meu de vedere, e sănătate la toată lumea. Dar când vezi cum tratează statul român, diferențiat proprii cetățeni. Po fără să vreau, mă gândesc la, la preotul ăla din Italia care a refuzat să fie pus la ventilator, preferând să moară, și de deci ce a refuzat ca să lase ventilatorul unui om mai tânăr care putea fi salvat în locul lui. Știi, prințul Charles a avut coronavirus. S-a tratat acasă. Știi de ce n-a mers la spital? Nu cumva să ocupe un pat de spital. Dacă vezi premierul Marii Britanii, a stat acasă până a deveni starea lui critică. De ce? Să nu ocupe patul din spital. Și când a devenit starea lui mai gravă, s-a dus într-un spital public. Acolo unde erau toți britanicii. Sigur că el cu gardă, cu de corp, cu dar a fost într-un spital public. Știi ce înseamnă chestiunea asta? E mai mult decât un gest. Îți arată că statul se uită la tine în mod egal. Apoi că ești agricultor din Suceava, că ești primul ministru, că ești templarul din Londra sau ești primul ministru, da? statul britanic sunt, spune așa, sunteți la fel, sunteți cetățeni. Statul român începe să se uite într-un fel de fișă de cadre. Cine e a, agricultor din Suceava. Hai ok. Bine, nu. Dă-le, Doamne, sănătate. A, și cine este? Pimen. Bă, Pimen e de nostru. De ce e de nostru? Gândește statul român. Pentru că statul român nu, nu s-a autoevaluat niciodată. Care sunt oamenii care au intrat în structura statului român? Ce competențe au? Ce trecut au? Știi că îmi vine în minte întrebarea retorică, din păcate, rămasă retorică a lui Petre Mihai Băcanu din 90. Ce ai făcut în ultimii cinci ani, domnule X? Ultimii cinci ani? Ultimii cinci ani? Ultimii 50 de ani? Știi, Pimenul ăsta a fost informator încă în 1975. Era acolo la Putna și stătea și le spunea oamenilor de Dumnezeu, de nu știu care, și noaptea scria ce zicea oamenii despre Dumnezeu asta este Pimen. Are dosar de informator. A făcut contestație și au zis ăștia, bă, dar inclusiv vocea ta este acolo. Ai dat în scris. Când ai fost tu trimis ăștia securitatea în America, ai făcut note informative de, de, despre ăia de acolo. Tu trimis și în RFG și ai venit și ne-ai scris tot. La noi, la securitate. Și acum vine cu o blăduință și culmea, știi ce e paradoxal? Că Boru, Biserica Ortodoxă Română nu are nimic împotriva asta. Biserica Ortodoxă Română care în ultimele două săptămâni chiar s-a comportat jos pălăria. Au înțeles exact care e pericolul. Biserica Ortodoxă Română probabil este unul din mari sponsori ai luptei împotriva coronavirusului, cu donații, cu ajutoare, cu tot. Și totuși când e vorba de oamenii pătați, Biserica Ortodoxă Română vine și spune da mă, dar lasă că e de al meu. Și așa face cu toți. Deci, vedeam în, în 2018 sau în anul trecut, o împlinită asta, prime 90 de ani. Și o dedicat o pagină în bazilica.ro, știți, și a început să se spună cu doina lui Eminescu și cât e el de patriot și cum trebuie să vină oamenii și tinerii la biserică. Să vină la biserică de ce? Pentru că, iarăși zic, fundamentul statului român nu este onestitatea. Și îmi pare rău să o spun, Fundamentul statului român este negocierea cu oamenii care îi pot servi la un moment dat. Și nu se întâmplă doar la biserică. Și aici, atenție, nu discutăm despre credința ortodoxă sau despre instituția ortodoxiei. Discutăm despre niște oameni care pur și simplu fac rău și societății civile și societății clericale, dacă vrei să zici așa să nu crezi că discutăm despre faptul că a fi ortodox înseamnă altceva decât faptul de a fi catolic, protestant, neoprotestant sau ce vrei tu. Toate religiile sunt egale. Toți oamenii trebuie să fie egali. Dar aici vine statul și ce da mă, dar dacă l-au fost securizi, eu duc cu elicopterul. Dacă ăștia, părinții au reistanță sunt agricultori, lasă-i acolo, luați o căruță și mereți. Da? Și nu doar ei. Îți arăt o reacție absolut tâmpită a unei doamne din PNL, fostă șefă la PNL Diaspora, care zice așa, au dus un înalt popă cu avionul la spital, a luat fo foc Facebook-ul, ci că de ce nu suntem egali? Măsa mare a lui Ionel de la Bolintin, de ce nu are același tratament? Ups, pentru că nu există egalitate între oameni de aia. N-a existat niciodată și nici nu va exista au încercat unii și nu va... Fata asta nu înțelege nimic, tată. Fata asta nu înțelege nimic că egalitatea într-un stat înseamnă tratamentul egal al statului. Nu înseamnă că eu trebuie să am ca profesor salariul tău de e, croitoreasă și tu, croitoreasă, trebuie să ai salariul de academician. Nu. Fiecare după câtă școală a făcut. Dar să vii acum și să-mi zici de că a fost a, dus cu avionul la spital și o luat foc Facebook-ul și că nu, nu există egalitate între oameni? Fătucă, dacă aș fi șeful PNL-ului, te-aș te -aș da afară prin SMS. Ca să fie mai, să fie mai, cum să zic, ca să nu mă cobor atât de mult vorbind cu tine la telefon. Ți-aș da un eject prin SMS. Să-mi spui că egalitatea e o porcărie? Fă tu că egalitatea din comunism nu este aceeași cu egalitatea din capitalism. Poți să-i pe o grămadă de colegi de-ai tăi, mulți dintre ei, care dădeau cu ciocul și erau mai comuniști. Poți să pe ea de la psd -ul. Poți să intre pe o grămadă. Egalitatea în timpul capitalismului este egalitatea statului vis-a-vis -vis de tine. Nu este egalitatea pe care tu ți-o construiești. Că dacă, de exemplu, ai fi deșteaptă, n-ai fi egal la cocalarului care ce mâncația și cum să fim egal toți, bă, că dacă îți dau un pum, uite pum, nimeni minte nu are. Nu? Dar pentru că nu ești foarte deșteaptă, ești egal la cocalarului care își pune mușcul și aici ai desenat varță negăr cu pixul, că nu a avut bani de tatuaj, și când dă una, rupe masa barului unde îi vot ca trei lei. Sticla. Înțelegi? Noi asta nu punem niciodată pe tabet tratamentul cetățeanului vis-a-vis de stat și tratamentul statului vis-a-vis -vis de cetățean. Și eu vă garantez, și cu asta închei, că statul are mult mai multe datorii față de cetățean, statul român cel puțin, decât are cetățeanul față de statul român. Și niciodată nu punem undeva o fișă de lucru. Mă ce trebuie să faci tu pentru mine, statule? Ce trebuie să fac eu pentru tine, statule? Când o să facem chestiunea asta, o să fim o țară extraordinară pentru că resurse avem, frumuseți avem, nu avem organizare. De ce? Pentru că n-am pus niciodată deștul pe rană. Știu că unii mă vor sudui. Hai să fie degetul ăsta, degetuțul ăsta, un început de pus pe rană. Să aveți sănătate!